seara! Bun venit la un nou webinar oferit de Alianța România fără orfani. Visul ARFO este un vis măreț, acela ca orice copil să beneficieze de o familie. Probabil că știți că în România sunt peste 50.000 de copii fără îngrijire părintească, iar visul nostru este ca acești copii să ajungă să trăiască într-o familie sănătoasă, care să iubească, să îngrijească, astfel încât nevoile lor să fie împlinite. La sfârșitul acestor 45 de minute va fi timp și pentru întrebări, așa că cine dorește și are întrebări le poate adresa în chat. Cei care ne urmăresc pe Facebook le pot adresa în comentarii și le voi prelua de acolo. Așadar, în seara aceasta avem un subiect foarte delicat și sensibil, acela referitor la infertilitate. Iar adopția este o cale minunată de a deveni părinte, dar nu neapărat ea trebuie să fie o alternativă la infertilitate. Important să-ți iei timp, să procesezi pierderea sau imposibilitatea de a concepe și să te simți pregătit emoțional pentru a te devota, a-ți canaliza toată energia copilului adoptat. Dacă sunteți în cuplu, de asemenea, trebuie să fie atât bărbatul cât și soția să fie în aceeași poveste și să fie la fel de bine pregătiți. În seara aceasta vom analiza cum facem față infertilității și cum ar trebui să ne pregătim pentru adopție, împreună cu invitații mei, Anda Mogoș și Călin Ion. Anda este psihoterapeut și fondator Soul Care. Este căsătorită cu Ben și împreună un băiețel. Bun revenit alături de noi și ne bucurăm că din nou ai răspuns cu atâta deschidere invitației noastre. Mulțumesc și eu pentru invitație. De data aceasta, Anda a venit împreună cu Călin Ion, care este coleg la Soul Care și este consilier de dezvoltare personală și psihoterapeut în formare. El este licențiat și în asistență socială și este căsătorit cu Corina. Bun venit, Călin! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Ok, eu o să vă predau vouă microfonul și așteptăm cu interes să ne povestiți în ceea ce ați pregătit voi pentru noi. Super! Mulțumim mult de tot, Mirela, și noi vă mulțumim pentru invitație! Mă bucur, chiar mă gândeam că mă bucur că sunt așa de mulți participanți în seara asta, că subiectul în sine e destul de dureros și de inconfortabil de discutat, adică pe de o parte și jenire, pe de altă parte și infertilitate. Amândouă sunt cuvinte dureroase, da? Dar cred că e foarte important, așa cum spuneai și tu, ca în felul în care noi ne gândim la adopție, dacă venim dintr-un background de infertilitate și dacă luăm în considerare adopția pentru că nu am putut avea un copil biologic, ceea ce nu este întotdeauna singurul motiv pentru care oamenii iau în considerare adopția, dar ăsta este mai specific cazul la care noi ne vom referi în seara asta, da? În situația asta e important să ne dăm seama că sunt câțiva pași, așa, un fel de igienă emoțională de pregătire pentru a intra în relația cu copilul adoptat. Pentru că stăteam și mă gândeam la cât de greu este procesul ăsta al infertilității. Și cine a trecut prin el știe la prima mână, mă gândesc că sunt în seara asta oameni care ne ascultă pentru că au trecut sau trec ei prin procesul ăsta, dar poate sunt și oameni care vor să ajute pe cineva care se luptă cu infertilitate sau care lucrează cu oameni. Da? Și atunci e important să măcar să validăm. Mă, e un proces foarte greu. Și procesul ăsta începe cu, ok, vrem și noi un copil, hai să ne apucăm de încercat, hai să încercăm, bă, au trecut totuși câteva luni, nimica nu se întâmplă, hai să mai încercăm, mă, dar a trecut un an, hai să mergem la doctor, nu-i mare lucru, hai să facem niște teste, testele au ieșit bine sau n-au ieșit bine, dar nu-i nimica, le rezolvăm, și mai încercăm un tratament, ăsta nu prea merge, hai încercăm altul, și tot așa, intri într-un ciclu din ăsta de hai să încercăm și pe asta, hai să mergem și la doctorul ăsta, hai să
Și e un ciclu care permanent are două componente, speranță și apoi descurajare, dezamăgire. Speranță, dezamăgire. Hai că poate acum, dacă fac tratamentul ăsta, merge. Hai că poate de data asta, doctorul ăsta la care toată lumea a mers și zice, vai, doctorul ăsta o să te ajute, poate de data asta. Și atunci experimentăm, pe de-o parte, un rollercoaster de emoții. Lăsând la o parte că emoțiile astea, uneori, pe fondul unora dintre tratamentele pentru infertilitate, sunt și ele foarte accentuate de componenta asta hormonală. Da? Și atunci, cumva, pentru că, ok, facem stimulări hormonale, pregătim, facem, dăm toate boosturile de care are nevoie corpul, doar o apărea sarcina aia și doar o putea s-o menținem. Și atunci emoțiile care sunt asociate unui parcurs de infertilitate sunt foarte intense. Este un parcurs emoțional foarte greu de dus. Și îmi dau seama că e un lucru care taxează foarte, foarte mult cuplul. Pentru că chiar vorbeam cu cineva care era în mijlocul tratamentelor, încă în procesul ăsta de a mai încerca, hai să mai încercăm și asta. Și am întrebat, mă, dar tu mai poți? Și mi-a zis, dar nu m-a întrebat nimeni dacă mai pot. Adică toate, în general, toate părțile care sunt implicate, doctorii, asistentele, psihologii, toți se concentrează pe, ok, hai să vedem ce avem nevoie pentru următorul pas, hai să mai încerci și pe asta, hai să o faci și pe asta, dar relaxează-te. Cei din jur, și aici apare și presiunea socială care e asociată cu infertilitatea, cei din jur, plini de intenții bune și au un plan minunat pentru viața noastră și știu exact ce ar trebui noi să facem și exact unde greșim noi de nu vine odată copilul ăla. Da? Și încep și ne spun, păi trebuie să te relaxezi, păi nu te mai stresa, păi roagă-te și tu, păi mergi la nu știu ce mănăstire, păi uite, du-te la doctorul nu știu care, păi încearcă și îți dau așa de multe sfaturi, ca și când, da mă, uite, eu de 2 ani de zile mă chinui cu asta, dar nu m-am gândit să mă relaxez, ce bine că mi-ai zis tu. Și atunci avem și presiunea asta din partea celorlalți care sunt uneori foarte intrusivi în intențiile lor bune, da? Și apoi mai există și aspectul ăsta de cuplu, în care eu sunt cu procesul meu de infertilitate, el este cu procesul lui. Și fiecare dintre noi o experimentăm în mod diferit. Și în funcție de lucrurile medicale care sunt și de specificul dificultăților de concepție care duc la diagnosticul ăsta de infertilitate, dar realitatea este că avem doi oameni care trăiesc aceeași situație și pe de o parte pare ca și cum trăiesc aceeași situație, dar realitatea este și din punct de vedere psihologic că nu, se spune că nu există niciodată doi oameni care să trăiască exact aceeași situație, pentru că o văd din unghiuri diferite. Situația asta de a nu putea avea un copil, încercările astea, crash-urile astea lunare când îți vine iarăși ciclu și când iarăși ți se pare că ai eșuat, și sunt trăite diferit de cei doi. Chiar dacă stimulul extern, evenimentul este același, că până la urmă nu avem un copil și vrem, un copil biologic nu, și vrem, în realitate felul în care cei doi o percep e foarte diferit. Și atunci provocarea este, ok, de ce nu mă înțelege? Ok, dar ea de ce nu simte ca mine? De ce nu trece și ea peste? El de ce nu se mai... lui de ce nu-i pasă? Și e ca orice provocare de asta care vine pe cuplu, pune cuplul în situația de a fi... de a avea două opțiuni. Una dintre ele este de a se uni și de a comunica și mai mult în încercarea lor de a gestiona lucrul ăsta, și cealaltă opțiune este de a ne retrage fiecare în cochilia noastră și de a suferi în felul nostru și de a avea propriile noastre păreri și viziuni despre lucrurile concrete care se întâmplă și de a nu le spune celorlalți, ceea ce în timp duce normal la o distanțare și la o tensiune în cuplu. Da? Ca să nu mai zicem și presiunile financiare, care și astea sunt importante, pentru că toate tratamentele astea costă, unele dintre ele foarte mult,
de multe ori te gândești, ok, eu aș vrea să-mi schimb jobul, dar aș vrea să-mi schimb cariera, dar nu-mi permit să iau cariera de la zero pentru că am nevoie de salariul ăsta ca să-mi susțin tratamentele, sau mă gândesc, dar dacă totuși acum o să vină bebele și eu m-am apucat de un alt job și nu intru, nu prind indemnizația la banii ăștia și așa mai departe, și tot timpul ești în așteptarea asta și atunci tot pe de o parte se creează presiune financiară și pe de altă parte se creează presiune că din punct de vedere al carierei nu te duci în direcția pe care ai fi vrut-o, da? Sau pe care spre care te-ai fi dus dacă nu era lupta asta atât de grea de a avea un copil. Și pe fondul ăsta, în care ești obosit, ești prăjit hormonal, ești tot o rană emoțional când vine vorba de a mai discuta cu alții despre de ce nu ai copii și de ce nu faci copii și ce faci tu greșit de n-ai copii. Pe fondul ăsta în care îmi ziceau oamenii, n-am crezut vreodată că o să mi se facă lehamică să fac sex, ziceau bărbații. Dar da, și viața intimă este foarte afectată de lucrul ăsta. Da? Și atunci, pe fondul ăsta în care sunt atât de epuizat, încep să ne gândim, bă, dar dacă hai că deja nu prea se mai poate, hai să începem să ne gândim la adopție. Adică dacă vrem vreodată să avem copii, asta e singura opțiune. E posibil uneori ca unul dintre cei doi să se fi gândit mai devreme la opțiunea asta și atunci există și decalajul ăsta care trebuie să fie luat în considerare, dar e posibil ca uneori cuplul să se agațe de ideea adopției ca de varianta simplă și controlabilă, care în sfârșit o să le dea și lor opțiunea de a fi părinți. Și uneori idealizăm adopția și ne imaginăm, o să fie un copilaș, că luăm un copilaș sărman și fără părinți și o să-i oferim iubirea de care o să aibă nevoie și el o să întâmpine chestia asta cu atâta dragoste și cu atâta bucurie și recunoștință că i-am dat familia pe care și-o dorește. Și aspectul ăsta este una din firele care sunt împletite în adopție, cu siguranță. Doar că, în realitate, dacă luăm doi părinți care au trecut prin trauma infertilității și a luptei cu ea și ei și un copil care a trecut prin trauma de a nu fi cu părinții lui biologici și cum o fi ajuns el în punctul ăla variază, dar niciodată nu-i de bine, da? Și îi pui împreună fără să fi vindecat nimic, nu iese bine. Da? Și atunci asta este lucrul pe care aș vrea eu să-l trag, și dacă uitați tot ce zic eu în seara asta. Să nu uitați lucrul ăsta. Avem nevoie, este o chestie de minimă igienă emoțională, să jelim un pic și să avem un pic grijă de noi după o luptă cu infertilitatea, înainte să intrăm în lupta cu adopția, că și asta este uneori un proces destul de provocator. Avem nevoie de un pic să stăm și să procesăm, ok, în ce fel m-au afectat pe mine ultimii ani? Unde sunt eu acum față de procesul ăsta de a încerca să am un copil biologic și care sunt rănile mele și ce trebuie eu să fac ca să mi le vindec, ca să pot să fiu un părinte care chiar să aibă capacitatea de a se conecta cu copilul ăla adoptabil, să nu-l văd pe copilul pe care-l adopt ca fiind versiunea mai slabă sau versiunea de compromis a copilului biologic pe care n-am putut să-l am. Și să iau toate visurile pe care le-am avut legate de copilul meu biologic și să-i le pun în cârca copilului adoptat. Și atunci pentru asta sunt eu muncă, un travaliu pe care noi trebuie să-l facem un pic cu noi. Da? Și dacă uitați multe din ce zicem, măcar atâta să țineți minte că avem nevoie să facem lucrul ăsta. În perioada de dinainte de a plonja în tot ce înseamnă demersul ăsta de a adopta. Bun. Și aici ce aș vrea să spun este, sunt câteva întrebări sau câteva puncte pe care aș vrea să vi le las, mai mult ca să fie food for thought, să fie ceva care să vă ajute pe voi să lăsați lucrurile la macerat în mintea voastră și să vedeți în ce fel vi se aplică. Primul lucru pe care aș vrea să conștientizați este că este nevoie să ne facem un inventar al costurilor de până acum și să vedem care dintre domeniile din viața noastră simțim noi că a fost cel mai afectat de
anii ăștia în care noi ne-am luptat cu infertilitatea. Pentru că ăla este domeniul cel mai slab cu care noi intrăm în noul demers. Și ăla este domeniul care se va prăbuși primul sub presiune. Da? Și aici eu am enumerat câteva domenii. Poate să fie chiar și sănătatea mea. Poate să fie domeniul financiar, poate să fie relația de cuplu, poate să fie relația intimă, poate să fie sănătatea mea mentală. Poate că eu am toată lupta asta, în funcție și de pe ce a picat, m-a făcut să intru într-o depresie. Și să nu mă îndrept către copilul ăla crezând că dacă o să-l am, o să-mi vindece depresia. Că e o povară cam mare de pus pe un copilaș. Când, în realitate, depresia are de-a face cu ceva ce este noi. Nu este, a fost doar cumva scoasă la iveală sau doar declanșată de greutățile astea. Dar realitatea este că din noi, doare în noi trebuie să se vindece. Nu trebuie să ne așteptăm că vine copilașul ăsta și el o să-mi redea toată bucuria de a trăi. Este posibil. E posibil să ne redea așa un drag de viață, pentru că e ceva special legat de dragostea unui copil. Dar nu mă pot baza pe asta. Și nu e corect să intru într-o relație cu un copil așteptând ca el să mă vindece pe mine. Pentru că dintre noi doi, eu sunt părintele. Eu sunt cel care se îndreaptă cu grijă către el, nu el către mine. Deci eu îmi iau un copil, nu îmi iau o pastilă pentru depresia mea. Da? Și atunci trebuie să conștientizăm că noi vom intra într-o relație de protector al unui om mic. Și eu trebuie să fiu în stare să fiu protector. Eu trebuie să fiu în stare când o să fiu într-un conflict cu copilul ăla traumatizat, să fiu în stare eu aia care să zică ok, hai să mă îngrijesc de nevoile tale. Pentru că dacă nevoile mele vor fi atât de pe zero și rezervoarele mele atât de pe zero, o să simt cum se umflă și asta și în general este o parte din experiența de parenting, că simțim câteodată cum se umflă în noi o senzație de nedreptate când copilul ăla, mai ales dacă iei copii mai mici și dacă adopți copii mai mari, cred că e ceva foarte asemănător, dar uneori vin către noi cu atâtea cereri și cu atâtea nevoi încât, și asta se întâmplă și la copiii biologici, încât se umflă în noi o nedreptate, că de mine cine mai are grijă? Dar de nevoile mele, ok, îmi ceri o jucărie a 10-a oară, îmi ceri să mă joc cu tine, dar pe mine cine mă întreabă ce mai vreau și eu? Că poate vreau și eu să stau și să văd și eu un serial de la cap la coadă. Pe mine cine mă întreabă dacă mai pot? Da? E, dacă eu nu mi-am luat timp să mă calmez și să mângâi un pic așa, toate durerile mele, toate nevoile mele care au fost neîmplinite, să mai torn un pic în rezervorul ăsta al meu de nevoi care a fost stors pe perioada de luptă cu infertilitatea, atunci o să-mi fie foarte greu să fiu prezentă pentru a mă putea conecta cu copilașul și să-i dau și lui un pic de spațiu să-și exprime și el un pic traumele. Da? Și atunci e important să ne dăm noi seama cât de mult m-a costat pe mine și dacă e să intru în demersul ăsta, cu ce fragilități intru eu în el. Și înainte să intru, hai să pun un pic de ciment pe fragilitatea asta, să vindec un pic fractura asta. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să fim perfecți, asta nu înseamnă că trebuie să stăm să bifăm toate căsuțele și vai, dar știi, din când în când mai am câte o zi în care sunt mai tristă sau din când în când mai îmi pierd răbdarea, astea sunt lucruri din sfera normalului, dar nu înseamnă că trebuie să fim zen și perfecți și imaculați din punct de vedere mental ca să putem să fim părinți buni, dar să ne facem un pic de inventar al posturilor ultimilor ani. Da? Și celălalt lucru pe care aș vrea să vă încurajez, la care aș vrea să vă încurajez să vă gândiți este, ce am pierdut eu odată cu conștientizarea faptului că nu voi avea un copil biologic. Mai clar, conștientizarea asta vine la momente diferite, în feluri diferite. Pentru unii e o chestie destul de bruscă, pentru alții durează. Și sunt câte unii care zic, deci eu simt că nu mai pot mai mult decât simt că mai pot. Citeam undeva că
cei care se luptă cu infertilitatea sunt întrecuți doar de pacienții cu cancer în reziliența cu care caută tratamente noi. Deci fac parte din din procentajul, din grupul de oameni care care renunță cel mai greu la speranța că vor găsi un tratament. Da? Și să ajungi să zici gata, nu mai, înseamnă că chiar ai ajuns la o limită a limitei. Și atunci ce aș vrea eu să zic, ok, dacă ești în punctul ăsta și dacă ai ajuns la punctul că ok, gata, am decis că nu mai, e clar, le-am încercat pe toate, nici nu mai avem bani, nici nu mai avem sănătate, nici nu mai avem energie, ne oprim aici și luăm în considerare adopția. Ce aș vrea să vă întreb este, odată cu conștientizarea și cu acceptarea faptului că nu veți avea un copil biologic, ce ați pierdut? Ce reprezenta pentru voi copilul ăla biologic? Și stați și faceți-vă o listă, stați și gândiți-vă care sunt toate lucrurile alea pe care ni le-am imaginat toată viața că le vom avea și la care acum trebuie să renunțăm. Da, poate, nu știu, poate primul test de sarcină sau poate nașterea sau poate perioada de graviditate sau poate ideea că, uite, seamănă cu mine sau are ochii tăi sau e bun la matematică ca bunicul. Poate sunt niște lucruri micuțe, dar sunt niște lucruri pe care o parte din creierul nostru și o parte din inima noastră le conștientizează și își dă seama că într-un fel nu le vom avea. Și iarăși este nedrept și neînțelept să intrăm în relația cu copilașul pe care îl vom adopta, fără ca noi să fi jelit lucrurile astea. Și fără să fi stat și să fi spus, da mă, sunt trist. Sunt trist că nu o să pot să zic, uite, copilul ăsta seamănă cu mine. Sau că dacă, că uneori se întâmplă să semene, și chiar de multe ori se întâmplă să semene copilul adoptat cu tine și să zică, vai, dar ce seamănă cu dumneavoastră, vor fi poate uneori momente în care asta va durea. Vor fi și momente în care ți va părea normal pentru că vei uita că e adoptat și vei uita că nu-i copilul tău biologic. Dar există și opțiunea ca să fie un pic dejelit lucrul ăsta, că uite, nu pot să zic, uite, toți din familia mea au o aluniță aici, asta nu va merge mai departe, alunița asta. Da? Și nu e un lucru mare, nu e un capăt de drum, dar e ceva din istoricul meu. E ceva din visul meu, e ceva din cum am trăit până la vârsta de adult toată viața, gândindu-mă că o să existe lucrul ăsta. Așa e să stau și un pic și să simt durerea asta și să o plâng un pic. Că e... Nu o să intru aici. M-am gândit acum dacă să intru un pic în... o întrebare pe care o aud foarte des este, mă, dar la ce bun să stau și să simt lucrurile astea? Oricum nu mai schimbă nimic. În realitate schimbă ceva în psihicul nostru și ne ajută să fim mai vindecați și faptul că doar ne-am simțit emoțiile. Că am stat acolo și că le-am simțit ne ajută foarte mult. Dacă cineva este nelămurit exact cum, poate să-mi pună întrebare la sfârșit și intrăm atunci mai mult în asta. Și o altă întrebare la care să vă gândiți este, cum putem să gestionăm tot pachetul ăsta care a însemnat lupta cu infertilitatea și tot impactul pe care l-a avut asupra noastră, în așa fel încât noi să ieșim mai puternici din tot procesul ăsta ca și cuplu. Pentru că, așa cum spuneam, fiecare procesează lucrul ăsta diferit. Da? Și aici nu e vorba doar de diferență de, măi, o persoană procesează lucrurile diferit de o altă persoană, e vorba și de o diferență de gen. Da? Pentru că femeile procesează durerea într-un fel, bărbații o procesează în alt fel. Și de multe ori, dacă nu suntem conștienți și ne așteptăm că, ok, suntem oameni, om funcțional la fel, atunci asta poate să creeze o mare prăpastie în cuplu. Da? Pentru că, de exemplu, un lucru care este specific felului în care femeile procesează pierderile este nevoia lor de a vorbi, nevoia lor de a se exprima emoțional, de a plânge.
nevoia lor de a-și lua din când în când timp și de a se conecta tocmai cu lucrurile cele mai dureroase. Da? Dacă apucasei să pregătești, să cumperi ceva haine pentru bebeluș, poate ai pierdut o sarcină, mă, să iau hainele alea în mână și să le simt și să le plâng. Pe de altă parte, bărbații funcționează altfel și aici o să-l las pe colegul meu, Călin Ion, să vă spun el un pic cam cum procesează bărbații pierderea. Regulă. Mulțumesc. Deci, preiei tu, da. O să reiterez puțin câteva din ideile pe care Anda le-a menționat și apoi o să trec la particularități. Vreau să spun că deși modul în care suferim are mai multe forme și are particularități care țin de gen, la nivel fundamental toți suferim sau deplângem sau jelim același lucru, și anume așteptările neîmplinite și viața pe care ne-am imaginat-o și care a fost practic luată de lângă noi. Și cred că e necesar să recunoaștem suferința asta, cum e necesar să jelim pierderile fizice concrete din viața noastră. E important să fim conștienți de travaliu, de proces și să ne oferim spațiu și timpul necesar în traversării lui, atât cât durează. Și să identificăm faptul, să vedem faptul că o să ocupe un loc central poate pentru o perioadă în viața noastră și o să fie necesar să reînvățăm cum să trăim în lume cu astfel de pierderi. Și exact cum spunea și Anda, renunțarea la copilul imaginat și dorit e resimțită la nivel sufletesc ca o întrerupere brutală sau bruscă a modului în care viața se desfășoară. Și a fi conștienți de lucrurile astea ne poate ajuta să traversăm într-un mod mai sănătos și mai conștient. Și acum o să trec un pic la particularități, pentru că cunosc un pic mai bine zona din interior. Deci cum procesează sau ce simt bărbații atunci când se luptă cu infertilitatea? Și când spun asta, mă refer, când vorbesc despre infertilitate, mă refer fie că este vorba de un diagnostic în cazul lor, sau al partenerei, sau o combinație între cele două. În primul rând, avem nevoie de a-și asuma responsabilitatea, chiar dacă diagnosticul nu este al lor, în mod particular, cum spunem. Mulți bărbați se confruntă cu sentimentul inadecvării și au tendința să dea pune cumva un semn egal între propria masculinitate și capacitatea de a avea un copil biologic, iar sentimentele astea pot fi accentuate și de nevoia de a avea un urmaș băiat. De foarte multe ori bărbații simt conexiunea asta puternică cu ideea de a avea o continuare pe linie genetică printr-un urmaș de sex masculin. Un alt sentiment declanșat e vinovăția, vina care rezultă din faptul că nu poate oferi un urmaș familiei sau că nu-i poate îndeplini partenerei sau soției nevoia de a fi mamă. Și poate conștientizați în mod rațional că nu este vina nimănui, însă asta nu alungă neapărat trăirile astea. Sentimentul ăsta de vinovăție poate fi accentuat, spre exemplu, și dacă infertilitatea are anumite cauze care pot fi explicate prin istoricul personal, boli din copilărie sau leziuni sportive. Neputință e un alt sentiment cu care se confruntă și bărbații. Infertilitatea ne reamintește cât de puțin control avem asupra propriului corp. Un alt aspect important sunt reacțiile fizice pe care le putem avea în urma unui diagnostic de infertilitate sau în urma unor dificultăți de a concepe. Iar aici o să menționez dificultăți fizice precum, din nou, dificultate în obținerea sau menținerea erecției, scăderea dorinței sexuale. Există imaginea asta clasică de a fi suficient de bărbat, și iar unii pot fi afectați din capacitatea de a concepe. Astea pot fi și amplificate dacă în trecut, în urma unui tratament sau unei prescrieri medicale, a fost nevoie să funcționeze după un anumit orar prestabilit de un specialist, în anumite perioade ale lunii sau într-o anumită zi. Și aici țin să menționez că masculinitatea nu ține de capacitatea de a concepe biologic, iar infertilitatea de multe ori are cauze în afara noastră. Un studiu recent, spre exemplu, arăta că infertilitatea a crescut
și încă este în creștere în ultimii 60 de ani în toate țările în toate societățile industrializate și impactate de poluare, procesare alimentară, creșterea nivelului de stres. Da. Am vorbit un pic despre ce simt bărbații și vreau să vorbim și despre ce tind să facă sau ce fac bărbații când se confruntă cu infertilitatea. Iar aici vreau să menționez și cred că e foarte important să menționez cum să ne uităm un pic la modul în care bărbații tind să se raporteze la emoțiile lor. În primul rând tind să vorbească foarte puțin despre cum se simt. Iar asta se datorează, în primul rând, spun eu, educației pe care o primesc și a perspectivei culturale. Ideea asta conform care a fi vulnerabil sau sensibil înseamnă a fi slab ca bărbat. Bărbații nu li se oferă un limbaj pentru emoțiile lor și nici nu sunt încurajați să le simtă în general. Sau sunt ridiculizați sau pedepsiți când sunt mici și arată slăbiciune sau sunt bolnăvicioși. Practic sunt încurajați să nege și să abandoneze părțile identității lor care îndrăznesc să simtă durere, fie că e fizică, emoțională, spirituală, și încurajarea de a continua așa cumva neafectat, indiferent cât de dureros sau dificil e parcursul. Mesajul e cumva e onorabil să-ți negi durerea, dar nu să o simți. Și abordarea de genul ăsta duce atât la negarea emoțiilor, cât și la dificultatea de a le vedea, de a le identifica. De-aia răspunsul sunt bine, pe care îl dau cel mai adesea bărbații, nu ar trebui să ne mire. Iar din dificultatea asta de a adresa ce se întâmplă în interiorul lor, bărbații tind să evite să trăiască concret toate sentimentele astea, iar două moduri comune sau des întâlnite prin care tind să fac asta sunt activitățile fizice și munca. Iar prin activități fizice aici mă refer la mai multe lucruri. Mă refer la tendința de a te refugia în sport, muncă fizică sau sexualitate. Prin toate trei aspectele astea, un bărbat își gestionează tensiunea interioară și poate simți că își recapătă cumva controlul asupra propriului corp. Atât lipsa sexului, cât și o dorință crescută sunt răspunsuri comune ca urmare a unui diagnostic de infertilitate. O altă tendință poate fi retragerea în sine, inclusiv din punct de vedere sexual. Acesta poate apela la pornografie și masturbare, iar asta se împlătește cu sentimentul de vinovăție menționat anterior cel mai adesea. Munca e un alt spațiu de refugiu pentru bărbați, e de multe ori un stâlp sau un pilon al identității lor. Munca poate fi afectată, productivitatea să scadă în mod vizibil, sau la fel ca în cazul sexualității, există tendința asta de a te arunca cu totul spre muncă, să te epuizezi în spațiu profesional, din aceeași nevoie cumva de a evita trăirile interioare. Aș mai menționa acum câteva lucruri pe care un bărbat, în mod specific, le poate face pentru a traversa perioada asta într-un mod mai conștient și mai sănătos. În primul rând, exact cum spunea și Anda, cred că e important să acceptăm când trecem pentru o astfel de perioadă dificilă și le recomand să accepte că e atât de dificilă pe cât o resimt ei. Să nu încerce să tragă de ei, să sufere doar la suprafață sau doar atât cât crede că e acceptabil din punct de vedere a statutului pe care îl are, de bărbat, partener, soț. Cred că e nevoie să-și dea timpul necesar, indiferent cât de mult ar dura. Cred că mai important să discute cu persoane care au trecut prin experiențe similare, cu prieteni apropiați, mentori și cel mai important este să, dacă e posibil, să discute cu partenera despre modul în care și el e afectat de toate lucrurile astea. Iar recomandarea mea finală ar fi să discute cu un terapeut sau consilier despre experiența lui. Sunt diferențe foarte mari între a discuta cu un prieten și a discuta cu un specialist. Aud des expresia asta, poți vorbesc cu un prieten și e și gratis. Însă lucrurile sunt foarte diferite. În primul rând, terapeutul sau consilierul are o experiență și are capacitatea și instrumente necesare să recunoască și să gestioneze perioadele astea. Îți oferă un cadru 100% confidențial, sigur, golit de orice tip de judecată și cu orice altă motivație decât și dorința de a-ți fi alături. Și cred că în continuare Anda ne poate da câteva sugestii mai concrete. Da. În legătură cu ce putem face sau întrebări. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, Alin.
Da, a fost foarte de folos perspectiva asta, a felului în care bărbații procesează durerea în mod deosebit, în mod diferit de femei. Și aici ce aș vrea să duc, n-aș vrea să stau prea mult în zona asta de a explica cum procesează femeile doliu, pentru că deja am spus și cred că asta este oricum un lucru mai des întâlnit și mai cunoscut decât cum funcționează bărbații. Ce aș vrea să subliniez, pe lângă ce a spus Călin, un lucru care mi-a venit în minte din ce el vorbea, este cât de mult poate să fie de ajutor să discuți cu cupluri care sunt într-o situație asemănătoare. Pentru că una din lucrurile care face ca infertilitatea să fie atât de dificilă este izolarea în care duci procesul ăsta. Faptul că ai senzația că tuturor le este ușor și că viața lor arată complet diferit și că specificul luptei tale nu prea îl înțelege nimeni. Și atunci când vorbești cu altcineva și zici, vai, dar deci nu mai suport injecțiile astea, dar vai, iar am încercat un doctor și n-a mers. Și ei zic, da, știu, și noi, la fel. Și se identifică cu bucățele mici și specifice din experiența asta și vezi că nu sunteți doar voi, sunt și alții și experiențele voastre găsesc ecou în experiențele lor, asta poate să fie o mare mângâiere prin faptul că normalizează experiența ta și prin faptul că cumva te simți auzit. Este cineva acolo care într-adevăr înțelege. Da? Deci, într-adevăr, cred că Și cu siguranță și un specialist te poate ajuta, dar nici n-aș vrea să le transmit oamenilor că neapărat asta este, pentru că multe se pot procesa și într-o comunitate, dar o comunitate care să știe cum să gestioneze un pic mai mult, să înțeleagă un pic mai mult parcursul și drumul celor care trec prin infertilitate. Bun, și acum hai să ne întoarcem un pic la cuplu și hai să vedem ce facem noi cu informațiile astea. Păi noi v-am spus informațiile astea un pic despre cum femeile au nevoie să verbalizeze mai mult, să stea să plângă, să se conecteze cu lucrurile astea dureroase, pe când bărbații au nevoie de multe ori să facă ceva și au nevoie să se îndrepte către acțiune ca să poată să fugă uneori de vorbit și de simțit. Și aici, apropo de lucrul ăsta, mi-aduc aminte de un cuplu care a venit la mine după o sarcină mult așteptată care s-a încheiat din greșeala unui medic. Și ei, practic, ea era terminată de durere, ea își vroia copilul ei, el era foarte focusat pe e ok să-l dăm în judecată? Eu aș vrea să-l dăm în judecată. Și mă gândeam cât de clar ilustra, de fapt el tot jalea și-o procesa și prin dorința asta de a-l da judecată, prin dorința de a face dreptate, prin dorința de a repara ceva sau de a semnala măcar că ce s-a întâmplat nu e ok. Dar ce diferit arăta la suprafață și cum de fapt veneau amândouă din aceeași rădăcină, din rădăcina de mă doare ceva și ea am nevoie să plâng și el am nevoie să fac ceva ca să simt măcar că pot să fac ceva. Că nu pot să repar copilul, nu mi-l mai pot aduce înapoi, dar pot măcar să simt că, băi, n-am lăsat lucruri, nu m-am simțit cu totul neputincios. Măcar un lucru mic am putut și să fac, să-l dau în judecată și să-l fac să plătească. I-am zis, mă, sunt șanse să nu iasă nimic și a zis, e ok, eu vreau să știu că mi-am făcut partea. Deci nici măcar nu era despre rezultat, era despre nevoia lui de a simți că face ceva. Bun, ok, deci dacă suntem diferiți și din aceeași rădăcină de durere iese durerea în afară în feluri diferite, ce putem noi să facem ca și cuplu? Păi, cel mai bine este să luăm informația asta minunată pe care ne-au transmis-o Anda și Călin în seara aia la Arvo, da? Și să ținem minte, mă, tu funcționezi diferit decât mine. Și hai să dezvoltăm o curiozitate și să ne apropiem cu curiozitate și cu blândețe față de experiența celuilalt. Să zicem, mă, cum e pentru tine? Mă, tu ce simți față de chestia asta? Tu ce ai vrea să faci? Hai să vorbim.
Pentru că, vezi, realitatea este că sunt feluri diferite la bărbați și la femei de a gestiona tot procesul ăsta și de a se raporta ei la durerea asta și la jenirea asta a infertilității. Dar realitatea este că, spre deosebire de acțiune, care îi tiparul preferat de bărbați, vorbitul, care este tiparul preferat de femei, are și funcția de a conecta. Acțiunea în funcție de direcția în care e îndreptată poate să deconecteze pe cei doi. Da? Așa că e ok, nu o să ne așteptăm uneori ca bărbatul să simtă nevoia să vorbească la fel de mult ca femeia. E ok, e bărbat, nu e femeie, e normal. Dar în același timp, hai să înțelegem și că nu se poate să rămânem fix exact în tiparul în care suntem și că e ok să facem pași către un stil care poate ne este un pic străin, dar care este foarte necesar pentru a putea traversa bine ca și cuplu perioada asta. Și atunci eu ce recomand, și asta cuvântul ăsta mi se pare mie, e un cuvânt care îmi vine, care mi-e foarte drag, și anume să ne apropiem cu curiozitate față de experiența celuilalt, nu cu decizia de a o schimba. Da? Adică dacă cei doi din cuplu stau și discută, ok, hai să vedem că gata, am decis că nu mai încercăm, hai să vedem cum facem cu chestia asta. Și uite, ne-au zis cei de la Arfo că trebuie să procesăm noi un pic jelirea asta. Ok, bun. Eu nu trebuie să mă apropii de experiența soțului sau soțul nu trebuie să apropie de experiența soției cu așteptarea că hai să-i spun eu ce să facă ca să treacă prin asta bine. Da? Ea nu poate să-i spună lui, băi, vorbește mai mult, simte mai mult, nu te mai refugia în muncă, și nici el nu poate să-i spună, băi, plânge mai puțin. Ce putem să-i spunem este, cum e pentru tine? Ce se întâmplă înăuntru tău? Uite, am observat că muncești foarte mult. Sau am observat că simți tot timpul nevoia să faci ceva. Nu, nici și când ești acasă, tot nu ai sta locului și tot repar și tot așa. Asta e legată, poate, de cum simți tu. Spune-mi un pic cam ce e în tine. Ok? Hai să creăm un spațiu în care să zice, bă, mi-e greu. Ok. Hai să creăm, și, ok, și uneori și să ne oprim la mie greu ăsta, fără să simțim presiunea că trebuie să o fac ușor. Trebuie să iau greu celuilalt și să-i dau eu o soluție ca să greu să se transforme în ușor. Nu! Uneori și doar că îl ascult. Îi transform greul în ușor. Pentru unii bărbați ce-i drept, a verbaliza greul îl face și mai greu. Și atunci e important ca femeie să înțelegi că, măi, dacă el îți spune, băi, mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrul ăsta. Și atunci poți să-i spui, ok, bun, ajută-mă să înțeleg ce ai tu nevoie din partea mea. Dacă ți-e greu să vorbești, de exemplu, pe mine mă poți asculta, că pe mine mă ajută și numai să vorbesc eu. Și eu ce pot să fac la rândul meu ca să te ajut pe tine în stilul în care ai tu nevoie? Da? Deci să nu venim cu presiunea, o presiune extra pe care vrem să o punem pe cealaltă persoană, că trebuie să gestionezi pierderea asta într-un anumit fel. Ci dimpotrivă, să-i zicem, uite, văd că ți-e greu, eu cu ce pot să te ajut, ce poți tu să-mi dai mie ca să mă ajuți? Uite, eu aș avea nevoie de A, B și C. Cât de multe costă să-mi dai A sau B sau C? Că statea ca să zică, bă, să te ascult cum plângi, mă termină. Nu pot să fac lucrul ăsta. Ok? Dar dacă ai nevoie să-ți fac altceva, îți fac. Ok, nu știu, fă-mi o ramă de fotografii cu niște chestii pe care le-am făcut noi ca să ne pregătim. Ok, asta pot să fac. Știi? Și noi să acceptăm că atâtea poate să ne dea și să vedem în spatele gestului o dorință de a veni în întâmpinarea nevoii noastre. Da, deci cumva să ne conectăm cu celălalt în termenii lui sau în termenii ei, dar în același timp comunicând și care ar fi nevoile noastre și dorințele noastre de la celălalt. Deci, fiecare dintre cei doi e bine să-și facă timp să se gândească un pic și să proceseze un pic cât de mult l-a afectat, să și vorbească unul cu celălalt și să se mai descarce. Și atunci când vorbitul este mult, mult prea greu, îl facem un pic mai puțin, dar măcar să îl înlocuim cu altceva ce putem să facem împreună. Hai măcar să ne plimbăm, nici nu trebuie să neapărat să vorbim despre chestia asta, dar măcar hai să ne plimbăm împreună și să ne ținem de mână și să știm noi că asta este lucrul nostru pe care îl facem, jelim prin mers. Bun, dar hai să fim amândoi
împreună în chestia asta și să ne programăm că facem lucrul ăsta pentru a ne scoate noi durerea în felul ăsta. Dar deci e ok să fim creativi atâta timp cât suntem de acord că suntem în aceeași barcă și nu evităm elefantul din cameră, care este faptul că, băi, ne doare foarte tare. Am suferit o amputare, e ok, putem să funcționăm restul vieții și fără un picior, dar nu înseamnă că trebuie să fie tot una chiar în momentul ăsta, că visul ăsta pe care l-am avut în mine de când eram copil nu se va, nu se va întâmpla. Am voie să am un proces în care să ajung acolo. Aia poate să fie stația finală în care am acceptat și sunt ok cu chestia asta, dar poate noi nu suntem la stația aia finală și e ok. Hai să ne dăm seama unde suntem și cum putem să ajungem la stația finală. Da? Bun. Cam atât am avut noi de spus pentru seara asta. Dacă aveți întrebări, le luăm. Dacă da. Nu... Mulțumim foarte mult, Anda și Călin. Ați venit cu informații foarte, foarte prețioase și gândul ăsta că trebuie să fim cât mai pregătiți și să ne uităm mai bine așa la noi, la nevoile noastre, să le avem cumva rezolvate problemele legate de infertilitate. Mai ales mă gândeam la faptul că acești copii care noi vrem să-i adoptăm au și niște nevoi speciale. Ei sunt deja cu un istorie de traumă, iar dacă noi venim în povestea asta a lor cu niște răni pe care nu le-am rezolvat, suntem cu sufletele așa încă sângerând, tare mi-e teamă că nu vom face față și nu vom fi în stare să-i ajutăm cu adevărat pe micuții noștri. Și mă gândeam, nu știu, poate ne puteți spune așa niște indicatori sau niște repere la care să se uite oamenii, să-și dea seama, măi, da, am trecut peste durerea asta, mi-am jelit-o cu adevărat și sunt într-adevăr pregătit să trec peste asta și să mă îndrept spre adopție. Pentru că eu am întâlnit mulți oameni care au venit la noi la consiliere și informare în domeniul adopției și veneau, nu știu, țin minte, am întâlnit pe cineva care de 2 luni pierduse un copil. Copilul respectiv se născuse cu ceva malformații, a trăit, nu știu, 1-2 luni, după care micuțul, din păcate, a decedat și... Mămica venise după 2 luni de zile că ea vrea să adopte, ea vrea să facă ceva cu asta. Și mi-a fost foarte greu să o ajut să înțeleagă. Mie îmi venea să-i zic, nu știu dacă ești cu adevărat pregătită. Mi-a fost foarte greu să-i spun lucrul ăsta, că îți dai seama, trebuia să fii foarte delicată în toată povestea asta. Aș fi vrut să am mai multe... Nu știu, să fi fost în locul vostru așa, ca să poți să ajungă bine să-și dea seama ce ar mai trebui să facă. Nu știu, dacă puteți să ne dați niște indicii, astfel încât oamenii să-și dea seama când se simtă ei că sunt cu adevărat gata să intre în procesul ăsta. Da, foarte, foarte bună, foarte bună întrebarea. Și cazul. Uite, vezi, în situații de genul ăsta, în care infertilitatea nu înseamnă doar imposibilitatea de a concepe și imposibilitatea de a păstra o sarcină dincolo de primul trimestru, da? Mai ales când am avut un copil născut viu care apoi a decedat, vorbim despre, nu jelim doar un vis, jelim un copil care chiar a existat și apoi n-a mai existat. Da? Și e diferită situația asta, pentru că, mai ales în situația în care, ok, a trăit totuși 2 luni de zile, eu zice că atunci vorbim deja despre un doliu-doliu. Și un doliu-doliu are nevoie măcar de un an de zile ca să poți să-l procesezi. Adică trebuie să, pentru că vezi cumva pe parcursul sarcinii ai tot felul de anticipări de genul ăsta. Știi că hai că uite la vară, da, nu mergem în concediu că o să aibă copilul 2 luni de zile, nu te duci cu copilul de 2 luni. După aia, hai că de Crăciun, o să fie primul Crăciun, o să-i l-o pune în cadouri sub braț și așa mai departe. Și în momentul în care lucrurile astea nu se întâmplă, ai nevoie să le treci bornele astea kilometrice
și să le jelești maxim. Că mi-am imaginat că vara asta eu o să împing căruciorul pe aleile parcului. Că mi-am imaginat că de Crăciunul ăsta sau că și să zic, uite, ar fi împlinit un an. Înțelegi? Sau, deci cumva am nevoie să experimentez toate lucrurile astea, pentru că fiecare dintre ele, fiecare din bornele astea kilometrice, va declanșa un nou val de doliu și de jale în mine. Și eu n-o să fiu disponibilă să mă atașez de un copil, de un alt copil, sau mă voi atașa de copilul ăla, dar nu-l voi vedea pe el ca fiind cine este, ci voi proiecta asupra lui toate așteptările mele pe care le-am avut de la copilul biologic pe care l-am pierdut. Dar ceea ce este cumplit de nedrept și este o chestie care întotdeauna se simte. Nu e ca și cum copilul ăla, dacă nu-i spui, nu simte că el a fost de fapt un înlocuitor pentru altcineva. Știi? Și chestia asta poate să aibă un impact toată viața. Deci, într-adevăr, este foarte, foarte important dacă a fost o naștere de copil viu la naștere, dar și dacă n-a fost viu la naștere, tot a fost un copil. Tot trebuie să stau și să jelesc ființa care a existat și apoi n-a mai existat. Trebuie să-mi dau timp. Dar cum știi că ești pregătit? Aș zice că ai stat un pic să simți, să-ți simți toată durerea și că nu te îndrepți către copilul ăla ca o soluție pentru durerea ta. Că vrei să-ți creezi o familie împreună cu copilul ăla, dar nu ca el și e normal să te aștepți să existe o împlinire și să-ți împlinească nevoia de a fi părinte. Dar nu să mă mângâie și pentru jalea pe care am avut-o că n-am putut avea un copil biologic. Deci sunt două chestii diferite. Eu, normal că adopt un copil pentru că îmi doresc să fiu părinte. Asta e ok, e acceptabil. Dar nu e ok să simt că mi le iau pe copilul ăsta ca să nu mă mai doară pe mine că nu l-am mai avut pe al meu. Da? Și aici un semn ar fi și cât de ușor poți să vorbești despre copilul sau despre faptul că nu poți să ai copii biologici. Ce am observat e că atunci când ne doare un subiect, tindem să ricoșăm și să ducem discuția într-o altă direcție. Nu aș trage neapărat concluzia că dacă un cuplu sau o persoană evită să vorbească despre lupta lor cu infertilitatea, asta înseamnă că nu și-au jelit-o. Uneori poate se tem mai degrabă de reacțiile celorlalți și spre obosit să mai repete aceleași chestii. Dar într-o relație, de exemplu, cum ai tu cu cuplurile care vin la tine pentru consiliere, poți să-i cunoști un pic mai bine. Și dacă vezi că tot timpul evită să vorbească despre cum au procesat, despre ce au simțit, sau îi vezi efectiv că vorbesc și sunt se surpă în interior de durere. Dacă încă e foarte, foarte acută, înseamnă că nu s-a cicatrizat încă rana, dacă e foarte acută rana aia. Am înțeles. Aș mai vrea să menționez ceva. Da. La celălalt pol aspectul ar putea fi și tendința de a bagateliza și a vorbi foarte repede și cu foarte multă ușurință despre subiectul ăsta, care la fel poate arăta faptul că nu există un contact direct cu suferința și că poate nu s-a făcut procesul acesta de living, de a suferi. Da. Deci orice fel în care evit să vorbești ca și cum chiar ai simțit ce ai vorbit. Uh-huh. Da. Da. Mulțumim. Uite că avem o întrebare și spune așa. Când credeți că un fost pacient oncologic poate fi pregătit pentru adopție? Care ar fi un semn? Wow, ce întrebare interesantă. Da. Păi un semn ar fi că și-a procesat propria întâlnire sau propria întâlnire cu boala asta, care este atât de amenințătoare pentru existența noastră. Pentru că ideea este că atunci când primești un diagnostic de cancer, și asta este o experiență în sine,
da, care are specificul ei, dar când primești un asemenea diagnostic, clar, deja posibilitatea ca viața ta să se încheie mult mai devreme decât te-ai fi gândit până atunci, devine mult mai reală. Și atunci s-ar putea să existe uneori un fel de pârghie de asta psihologică în care cumva vreau să mă conectez cu un copil, vreau să las un copil, că vreau să las ceva în urmă. Ok? Și atunci eu aș zice că asta înseamnă cumva că nu ai statul să te conectezi cu faptul că ești încă în viață și că ești aici și încă ești prezent. E un pic mai, parcă poate mai filozofic ce zic eu, dar cred că depinde mult și de specificul cazului. E greu de spus, un fost pacient oncologic, m-aș uita, ok, și cât timp a trecut, să zicem, de la diagnosticul de cancer în remisie sau de că nu mai are, m-aș uita un pic și la pe ce fond a venit diagnosticul ăsta, adică era infertilitate înainte, ok, au trecut 3 ani, un cancer de sân. Mm-hmm. Ok, ce aș vrea să știu, okay, ce s-a întâmplat în ăștia 3 ani? Am stat un pic să procesez și să îngelesc și că îți provoacă o mare sperietură și tratamentele uneori sunt dureroase, sunt umilitoare, tot timpul ai o senzație acută de pierdere de control, că ești la mâna altora și mai departe. Acum depinde și unde s-au făcut tratamentele, că uneori a fi în spital e o traumă. Și atunci aș vrea să văd, ok, mă, toate sperieturile, toate temerile alea, toate greutățile alea, cum le-am procesat? Am stat un pic să mi le plâng, mi le-am vorbit cu cineva, am stat un pic așa să-mi aranjez eu interiorul meu, pentru că dacă da, ca timp, 3 ani, e suficient. Dar ca proces nu știu în ce s-a tradus, nu știu dacă în ăștia 3 ani omul a stat să-și simtă durerea și în așa fel încât rănile astea de teamă, de anxietate, de groază că se încheie viața și las niște lucruri prețioase în urmă, dacă rănile astea au fost vindecate și acum sunt doar cicatrici. Deci cred că depinde de care a fost procesul unui om. Ca în sine 3 ani nu e o perioadă prea scurtă, e o perioadă ok, dar depinde cum au fost duși ăștia 3 ani. Mm-hmm. Ok, mulțumim, Anda. Mhm. Până mai primim o întrebare pe chat sau, nu știu, pe Facebook, dacă vom mai avea, mă mai gândeam eu acum la părinții care deja au adoptat, să zicem, și nu au procesat infertilitatea așa cum trebuia, nu le-a vorbit nimeni despre asta, poate s-au grăbit, au zis așa, hai că rezolvăm noi problema asta cu adopția. Și s-au trezit, nu știu, poate după un an, doi, trei, să se confrunte cu niște probleme datorită acestui lucru, că nu au procesat cum trebuie. Ce ar putea să facă astfel de oameni acum, în momentul ăsta, să zicem? Chiar am lucrat cu situații de genul ăsta. Practic, cam oricând, acum depinde ce a adus și adopția peste rănile alea care existau și în ce fel s-au mufat provocările din adopție pe provocările din infertilitate. Dar, în principiu, cam aceleași lucruri trebuie să faci. Să stai și să conștientizezi că m-a durut. Adică dacă au fost, de exemplu, dacă au fost, am avut oameni care am zis, ok, dacă au fost sarcini care nu s-au concretizat prin naștere, sarcini pierdute, ai trecut poate foarte repede peste ele, poate nu ți-ai permis să simți ce a însemnat chestia asta și acum vezi că, uite, ai copilul adoptat și că parcă nu, da, ții la el, ți-e drag, ai grijă, faci tot ce trebuie, dar parcă nu simți neapărat conectarea aia, că nu simți că chiar îl iubești. Păi da, pentru că s-a produs acolo un blocaj pe porțiunea din tine care iubește matern sau patern. Tu ai tăiat-o pentru că ea venea cu durere în momentul ăla. Și atunci eu zic, hai să mergem din nou pe fir și hai să vedem, ok, uite, a fost o sarcină pierdută sau 2 sau 3. Hai să stăm și să ne gândim, uite, a fost o sarcină pe care ai pierdut-o în primăvara lui 2010. Hai să stai și gândește de atunci, unde ai aflat vestea, ce ai simțit, cum a fost pentru tine să pierzi, ce ți-ai fi dorit față de copilul ăla. Stai și scrii, chiar am lucrat, stai și scrii o scrisoare.
copilului pe care l-ai pierdut și spune, uite, uite ce am sperat pentru tine, uite ce m-aș fi bucurat să te cunosc, uite ce mult m-a durut că nu n-am apucat să te cunosc. Înțelegi? Este cumplit de greu să faci așa ceva, e ca o operație pe viu, dar eliberarea pe care o simți atunci, pentru că simți ca și când s-a făcut o dreptate cumva, ceva care exista în tine și care nu i s-a permis să fie recunoscut, a fost în sfârșit recunoscut. Deci este ca proces sau să mergi și să simți jalea asta, e foarte greu, dar e intens și uneori destul de scurt, adică uneori doar o săptămână, două are nevoie creierul, mai depinde și de cât de multe au fost așa, are nevoie creierul să stea în locul ăsta, știi? Stăm, plonjăm un pic în piscina aia de durere și după aia ieșim de partea cealaltă și vedem că, bă, acum când mă gândesc la sarcina aia pierdută sau la sarcinile aia, mă, parcă simt altfel. Mm-hmm. Și simt că sunt mai disponibile emoțional pentru copilul meu. Deci cumva niciodată nu e prea târziu să procesăm lucrurile astea de pierdere. Mm-hmm. Da, mulțumim de mesajele de încurajare și optimism, pentru că într-adevăr niciodată nu este prea târziu să intervenim în niciun fel de problemă. Da. Mulțumim mult, dragilor. Văd că nu mai sunt întrebări. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor care ați participat în seara aceasta alături de noi. Nu uitați că Alianța România Fără Orfani va mai organiza și pe viitor webinarii de acest fel. Dacă aveți propuneri de teme, puteți să ne scrieți și să ne spuneți ce subiecte v-ar interesa. Așadar, eu vă spun seară bună, mulțumim tuturor încă o dată și vă așteptăm la alte webinarii. Mulțumim mult, Anda și Călin! Mulțumim și noi, o seară bună să aveți! La revedere! La revedere.